De astăzi, toate episoadele Train Challenge o să fie direct din dressing-ul meu. Hei și bine ați revenit la un episod Train Challenge! De astăzi, toate emisiunile Train Challenge o să se transmită direct din dressing-ul meu. Așa că de astăzi puteți vedea cam ce puteți să purtați în timpul carantinei. Să trecem la treabă! O să vă arăt 3 ținute comode, relaxante, de carantină. Începem cu prima ținută. Aceasta este prima ținută. O să vă arăt și ținuta completă, dar trebuie să mut camera mai jos. Am ales 3 compleuri, ca să spunem așa, pentru că mi se pare că în casă este mult mai ușor să purtăm compleuri pentru că nu ne mai chinim să vedem ce se combină cu ce. Așa că în casă aleg întotdeauna să port niște compleuri. Acesta este un compleu din catifea, are pantalon și pullover. O să vă arăt imediat și partea de jos. Aceasta este a doua ținută. Avem niște pantaloni de training cu un body beige și cu un pullover care se potrivește cu pantalonii pentru că sunt un set. Este foarte confortabil și foarte comod, așa că este outfitul perfect. Trecem la ultima ținută. Aceasta este ultima ținută pe care vă prezint astăzi. Este tot un compleu. Are o glugă galbenă și jos are niște imprimuri galbene. O să vă arăt ținuta completă, puțin mai încolo. Aceasta este partea de sus. Este foarte comodă. O puteți și închide dacă vă este frig sau dacă vreți să ieșiți până pe terasă. Cred că este foarte bună pentru casă și foarte confortabilă. Haideți să vă arăt cum arată ținuta completă. Cam așa arată. Detalii de galben. Astea au fost ținutele mele confortabile de casă pe care le puteți purta în timpul carantinei. Dar revin săptămâna viitoare cu un episod în care vă arăt și outfit-uri mai casual dacă vreți să schimbați puțin mood-ul acesta de stat în casă. Așa că noi ne revedem săptămâna viitoare cu un episod Train Challenge pe alicemagazine.ro și nu uitați să votați ținuta voastră preferată pe Instagramul alicemagazine.ro. Vă pup!